Iată-ne, stimați telespectatori, în partea a doua a emisiunii Fotoliul cu Ghimpi. Suntem împreună cu doamna deputat Natalia Elena Intotero. Doamna deputat, am vorbit despre foarte multe lucruri până acum. Mi-aș fi dorit să vorbim despre unul singur și să îl dezbat mai larg, dar așa cum am spus la începutul emisiunii, ne-ați trimis niște printuri prin care dumneavoastră spuneți că au fost alocați bani în mod discreționar de către guvern. Ce vă întâlneați? Astăzi suntem în data de 19 martie. Așa e. Data la care autoritățile locale, autoritățile județene încă nu au adoptat bugetul pentru anul acesta. Din ce cauză? Din cauza certurilor din această coaliție care conduce România, pentru că nu au căzut la pace foarte greu decât în luna martie unde să dea banii. Și în momentul în care au decis ei unde să dea banii, am avut neplăcuta experiență pentru prima dată când au venit cu această invenție, anexa 703, pe care v-am transmis-o și dumneavoastră, o anexă prin care s-au dat bani foarte frumos. Anexa 703, despre care Ludovic Orban a fost întrebat la conferința de presă dacă e un, nu știu, un fel de a împărți banii discreționar și a zis că nu, dar totuși... Că nu. Eu vă spun aici, avem localități, toate localitățile care sunt din România trecute în această anexă. Și vă spun, sunt destul de multe, nu sau puține. Sunt județe? Sunt, în prima parte apare județul, apoi localitățile. Am să vă dau un exemplu. Printuri. Am să vă dau un exemplu. Apare județul Bistrița-Năsăud, da? Da. Conducerea Consiliului Județean este PSD, dar în acest județ, Bistrița-Năsăud, avem localitatea Năsăud, 5.000 lei. Finanțare, cofinanțarea următoarelor obiective de investiție, eficientizarea energetică a blocurilor de locuință din orașul Năsăud, spune suma și câteva alte obiective. PNL, Bistrița, suma de 7.103.000 lei, finanțarea obiectivului de investiții, reabilitare și modernizarea străzii, și de aici denumirea unei străzi din municipiul reședință de județ, PNL. Mai departe. Luăm un alt județ, de exemplu, județul Buzău, da? Care este condus Consiliul Județean tot de PSD. Apare Buzău, dar apare localitatea Lopătari, 200.000 lei, achiziționare utilaje pentru autogospodărire, un cilindru compactor și așa mai departe. Deci în localitatea USR. Lopătari din Buzău, da, s-au dat câți bani? 200.000 lei. 200.000, da? Lei, ce e asta? Explicați-le telespectatorilor. 20 de miliarde. Da, deci sume foarte mari. Covasna, UDMR, Dâmbovița, iarăși județ PSD, dar apare o singură localitate, Brănești, USR. Ajungem la un moment dat la Olt, unde zice Consiliul Județean Olt primește o sumă de bani, dar pentru ce primește Consiliul Județean acești bani? Că o să ajung imediat să vă arăt la Olt. O secundă. La Olt, banii au fost dați pentru un drum județean dintr-o localitate PNL. Deci, toți banii pe care au fost împărțiți, deci 380 milioane de lei împărțiți, exclusiv între 60 de unități administrativ-teritoriale, doar pentru primăriile PNL, USR, UDMR. Și acum eu întreb, în afară de faptul... Acolo, acum n-am nicio treabă, că știți că eu nu fac parte, da, din partid. Nu, nici de la NATO, nici de la PNL, nici de la OSR. Dar acolo nu e nicio... Nici o localitate condusă de un primar, membru al Partidului Social Democrat. Cam mare coincidență. Mai mare gravitatea și este... Și pe măsura cât? Pe anexa 703. 703. Mai mult, vreau să vă spun... că județul Hunedoara nu figurează cu nici o localitate. Dacă alte județe care sunt conduse, Consiliul Județean, mă refer, de Partidul Social Democrat, apar localități pe PNL, USR... La Buzău, acolo, la localitatea, cum adică, Lopătari și așa mai departe, să nu mai fie, să nu mai dea la lopată, să-și cumpere cilindru din ăsta, compactor, că are mare nevoie omul la primărie. Ce face, domne, primăria cu cilindru compactor? Nu știu, dar vă spun, este regretabil. Așa? Și eu cred și la că... dumneavoastră, nu știu, pentru drumul de la, nu vine niciunul, de la Beriu, nu știu unde, sau de la Gioagiu, la
Spuneți-mi noastră unde mai erau propuse, că ați avut amendamente. Am foarte multe amendamente. Așa? Pentru drumurile județene, nu, absolut pentru nimic. Drumurile naționale, absolut nimic. Pentru deci asta era prioritatea, cilindru compactor de la Lopătar din comuna, dintr-o comună buzoiană. Din județul, mă rog, Buzău. Asta, cu asta am rămas. Știți care este durerea? Nu, lăsați. Durerea că mele, este deci că pentru a doua oară Ludovic Orban a fost în județul Hunedoara, dar a fost doar în campanie electorală. Anul trecut, în august, în Valea Jiului, în apropierea alegerilor locale din septembrie, în urmă cu o săptămână a fost aici în municipiul reședință de județ, tot în campanie electorală, de această dată pentru funcția de președinte al PNL la nivel național. Fără să dorească să aibă o discuție cu reprezentanții și să dea explicații de ce din județul Hunedoara, domnule, măcar localitățile, așa cum au pus în alte județe, localități PNL. Și acum eu vă întreb, de ce să se împartă banii pe culorile politice ale primarilor? În fiecare localitate, indiferent, și dau aici exemplul municipiul Hunedoara. Și în municipiul Hunedoara au fost hunedoreni care au votat, pe lângă primarul Dan Bobăuțanu de la PSD, alți candidați de la alte partide politice. Cu ce trebuie să sufere acel electorat? De asta mă uitam, că municipiul Hunedoara nu are niciun ban pe anexa asta. Nu are nici municipiul Hunedoara, nu are nici municipiul Deva. Dar asta e interesant, la Deva județul, unde n-au... Nu are nici o localitate din județul Hunedoara. Păi și Oancea, primarul Oancea e penalist. M-a întrebat cineva, de ce credeți această atitudine? Și eu cred că este o pedeapsă la adresa hunedorenilor care au îndrăznit să voteze candidați de stânga, hai, atât că pentru nu Parlamentul României, guvern, păi acum, altfel repet, cum ne explicăm faptul că suntem tratați cu atâta indiferență? Doamna Natalie, te rog. Guvernul ăsta nici măcar, e un guvern de coaliție, e o căsătorie din asta de interes, că au fost oameni puțini la vot, prezența a fost foarte mică, PNL-ul a avut cât a avut, USR-ul a avut cât a avut, UDMR-ul a avut cât a avut. Au venit fiecare și au pus împreună rufele, castroanele și cratițele și-au făcut guvernul. Câștigătorul alegerilor, să fim drept, domnule, câștigătorul alegerilor cu prezența aia care a fost PSD-ul. Nu? Zicea președintele la un moment dat că partidul care câștigă alegerile ar trebui să dea prim-ministru. L-a dat de nu a mai putut. Dar nu poate să vină pe mine un guvern făcut din țâșpe mii, din câțiva oameni care au ajuns acolo prin circunstanțe le care au ajuns, să vină să mă pedepsească pe mine sau pe al locuitor al județului unde oamenii au vrut să voteze cu PSD-ul, că așa au vrut ei. Poate au votat cu Aurul sau poate au votat cu altcineva, că până la urmă n-are importanță cu cine a votat. Dar în momentul în care ajungi acolo, dacă tot ai făcut coaliție și așa mai departe, mă, nu, păi, dar ești guvernul tuturor românilor, nu ești numai guvernul de la Lopătar sau de la Tecuci sau de unde o fi. Da, acest lucru nu s-a mai întâmplat până în momentul de față și vă spun sincer... Și în afară de asta chiar nu înțeleg de ce primarul Oancea n-a primit bani, dar mă rog, cine știe. Temerea mea este că același lucru se va întâmpla și cu Programul Național de Redresare și Reziliență, respectiv acele miliarde de euro care au fost date României de către Uniunea Europeană. Sunt acei bani, fonduri europene pentru perioada de tranziție până la următorul exercițiu financiar. Dacă la început a fost, să spun așa, dată suma de peste 30 de miliarde de euro pentru România, săptămâna trecută am aflat de la ministrul de resort, de la domnul ministru Ghinea, că suma a scăzut și vom avea doar 29,2 miliarde. Încă nu, și sper până la urmă totuși să schimbe această optică, încă nu doresc să vină cu acest plan pe care ei speră ca într-un timp scurt să-l finalizeze, să-l dezbatem în Parlament, pentru că așa ar fi normal, înainte să-l aprobe acest plan. Vreau să vă spun că două dintre variantele acestui plan, deja suntem în maximă întârziere, au fost respinse de Comisia Europeană, tot din cauza faptului că ei nu au căzut de comun acord asupra sumelor cum să-și împartă banii pe ministere, pe domenii de activitate și nu au ținut cont de recomandările instituțiilor europene
Dar la Comisia de Educație, în urmă cu două săptămâni, imediat după adoptarea bugetului, bugetul a fost adoptat într-o zi de marți, miercurea am solicitat și am făcut o dezbatere pe acest PNRR, Program Național de Redresare și Reziliență, pe domeniul educației. Și de aceea am făcut această dezbatere, pentru că educația a primit un buget insuficient și pentru că aveam informații că inițial educației au fost propuse un procent de 3% din această sumă. De asemenea, în discuțiile pe care le-am avut cu domnul ministru, îmi spunea că el se zbate să obțină un procent mai mare, dar nu știe dacă reușește înspre 6%, și atunci am zis, trebuie să intervenim și noi. Am făcut această dezbatere, am avut invitați de la toate instituțiile în domeniu, inclusiv de la Parlamentul European, iar domnul Victor Negrescu ne-a spus că a reușit să treacă printr-un amendament al domniei sale, domnul europarlamentar, care este și vicepreședintele Comisiei de Educație, deci printr-un amendament al său a trecut în Parlamentul European ca educația, prin acest Program Național de Redresare și Reziliență, în fiecare stat membru al Uniunii Europene să beneficieze de o finanțare de 10% din această sumă. Și m-am bucurat că am avut un consens din partea tuturor colegilor parlamentari, indiferent de culoarea politică, să solicităm și noi guvernului ca acest procent de 10% să fie respectat și în România. Ei, săptămâna trecută, și am văzut și ieri ceva declarații ale ministrului de resort, spuneau că pentru educație vor fi alocați 11%. Să ajute bunul Dumnezeu să fie așa. Pentru că din acei bani europeni se pot cumva acoperi toate deficiențele, nu toate, dar toate deficiențele urgente acum din sistemul de educație. Fiecare grup politic a transmis un set de propuneri. În viziunea fiecărui grup politic, cam ce ar trebui făcut urgent pentru educație și unde ar trebui să fie făcute investiții în acest domeniu. Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat a venit cu 10 măsuri, a propus investiții în partea de digitalizare, investiții în partea de infrastructură, școli, universități, inclusiv laboratoare, acolo unde există învățământ dual, ateliere, învățământ dual, învățământ profesional. De asemenea, am propus și am văzut că au coincis unele dintre propunerile noastre, apoi și cu propuneri din partea altor grupuri politice și a Ministerului, vouchere pentru copiii care vin din anumite medii sociale pentru încurajarea acestora să meargă la școală, dar o condiție trebuie să fie și rezultatele la învățătură foarte bune. Ore remediale pentru copii, adică plata acestor ore suplimentare pentru cadrele didactice, de asemenea cursuri de perfecționare pentru cadrele didactice. Foarte important pentru reducerea abandonului școlar, am venit cu două propuneri, transport gratuit pentru toți elevii din România, prin aici a accesa puțin și partea de fonduri pe investiții în tot ce înseamnă infrastructură verde, este prioritate și a Uniunii Europene, și anume mijloace de transport ecologice cu stații de încărcare, fiecare primărie să poată beneficia de un astfel de mijloc de transport, a fost propunerea noastră, și nu în ultimul rând, masă caldă pentru toți elevii din România. Sunt curioasă ceea ce decide guvernul, m-aș bucura să țină cont și de propunerile noastre ale opoziției și m-aș bucura ca guvernul să țină cont de nevoile cetățenilor din România. Aș fi curioasă dacă au gândit cumva să împartă aceste sume și pe zone de dezvoltare ale țării, pe regiuni. Știm cu toții că, spre deosebire de județul Timiș, județul Arad, regiune din care facem și noi parte, noi Hunedoara, și aceste județe sunt și mai aproape de graniță, au și aeroport, au avut o altă infrastructură, au putut altfel să se dezvolte din punct de vedere al locurilor de muncă existente. Mi-aș dori să avem posibilitatea noi hunedorenii să avem mai mult sprijin pe finanțare a diferitor proiecte pentru zona Băii Jiului, care trece prin momente de maximă încercare și nu numai, inclusiv pentru rezolvarea problemelor și de aici din Deva, de la termocentrala Mintia, se pot găsi și astfel de soluții, și aș fi curioasă dacă au gândit și astfel de programe pentru zone care au fost puternic industrializate, cum este județul Hunedoara, și zone care au nevoie de mult sprijin. Vom vedea
în zilele următoare, dacă s-au gândit sau dacă vor aloca și acești bani din PNRR, la fel cum au alocat și banii din bugetul de stat pentru anul acesta, ținând cont doar de culori politice. Doamna Intotero, iată că a venit momentul în care trebuie să mulțumesc pentru prezența în studio. Aș mai fi vrut să mai discut și alte lucruri cu dumneavoastră, dar probabil într-o emisiune viitoare, până atunci se vor mai întâmpla tot felul de lucruri. Încă o dată mulțumesc pentru prezență, vă doresc succes! Doamne ajută, mulțumesc! Stimați spectatori, Natalia Elena Intotero, deputat PSD de Hunedoara, a fost invitată în fotoliul cu ghimpie. Sunt Adrian Simon, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată, rămâneți cu Capital TV, numai bine! Fotoliul cu ghimpi. Câți kilometri de drum? Să se lege omul la ea, să și-o bage în casă și să nu fie votabilă. Ok, păi și atunci ce-i cu adresul ăsta? Cât a costat? Sunt Adrian Simon, e numele meu, rămâneți în continuare cu Capital TV.